Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Scorpion, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem care sunt mesajele și care sunt îndemnurile și pentru voi pentru luna ianuarie 2024. Scuzați-mi vocea, da, asta este să întâmplă niște treburi, habar n-am ce, o să vedem noi. La finalul acestei citiri voi extrage niște bilețele din cea unică de prăjitorică și niște trâncănele, să vedem care sunt niște puncte importante, să spunem așa, pentru întregul an 2024. Dar până atunci mai este și vă invit să rămâneți alături de mine pe tot parcursul acestei transmisiuni. Și să începem cu arcanele majore, să vedem care este arcana care urmează să vă reprezinte. O chestie foarte importantă, zic eu, de precizat înainte de a vă arăta arcana, este că filmarea voastră a vrut să fie, citirea voastră a vrut să fie făcută de două ori. Prima înregistrare pur și simplu a dispărut și a vrut să fie făcută tocmai într-un moment important energetic. Nu știu, nimic în lumea mea nu este întâmplător și o să vedem de ce. Spiritul a vrut să auziți aceste mesaje și nu acelea pe care le-am înregistrat prima dată. Bun, și haideți să vedem. Arcana care vă reprezintă în luna ianuarie 2024 este arcana nebunului. Și știm foarte bine că vorbește despre noi începutul, despre curajul de a face saltul acela în necunoscut. Să privești ceea ce vine către tine cu entuziasm, spune spiritul, să-ți iei cu tine, știți foarte bine, bucceluța cu lucrurile și, mă rog, lecțiile învățate din experiențele anterioare și să mergi mai departe. Sau poate unii dintre voi veți avea de-a face cu cineva în berbec, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în berbec, dar poate să fie, pentru că asta vine acum foarte, foarte puternică și energie. Hai să mergem mai departe și să vedem, o semnătură energetică, dacă, uite, mă duceam eu direct la astre. Hai să vedem o semnătură energetică și să vedem despre ce anume este vorba. Ok, se pare că Burden se numește povara cu numărul 10. E un fel de 10 de bâte din tarotul clasic. Se pare că unii dintre voi, dragii mei scorpioni, în luna ianuarie vă veți despovăra de ceva ce ați dus foarte mult timp în spatele vostru. Se închide un capitol destul de apăsător și vi se dă șansa a unui nou început, dacă aveți curajul să mergeți pe drumul acela, evident. Acum mergem mai departe cu astrele și să vedem despre ce este vorba. Și este vorba despre energia Capricornului, o vedem aici, da, poate să fie și o persoană cu care veți avea de-a face, Doamne Dumnezeule, în această lună, poate să fie și o funcție de conducere, da, sau, mă rog, o direcție nouă când vine vorba despre job sau despre carieră. O să vedem noi restul mesajelor, ok. Uranus, change and new beginnings, da, schimbare și noi începuturi, poate pe domeniul carierei sau, mă rog, da, pe domeniul carierei, vreau să zic și altceva, spiritul mă oprește. Ok, pentru unii dintre voi o să fie pe domeniul carierei și vedem și energia peștilor, legătura cu divinitatea, dar și poate visul, da, pentru că e guvernată de Neptun, visare, iluzie și așa mai departe. Poate pentru unii dintre voi sau unora dintre voi vi se oferă ocazia să mergeți către acest vis, să vi se îndeplinească acest vis. Dar ce să vezi? Totul depinde de ce decizie vei lua și dacă vei face saltul acela sau nu. Bun, haideți să vedem mai departe punctele importante, punctele cheie pentru această lună. Unexpected, turnul, fulgerul, cum vrei să-i spui, ceva neașteptat se produce, se încheie, poate pentru unii dintre voi este o răsturnare de situație acolo. Ok, ce mai vedem este vindecarea copilului interior. De ce este importantă această carte? Cer scuze. Pentru că dacă acest copil interior este rănit, dacă există probleme legate de chakra 1, atunci vor fi acele turbulențe în sufletul tău, mintea ta, în momentul în care vine vorba, cuvântul, vreau să zic, vine vorba de schimbare de direcție, de ceva nou în viața ta. Dacă nu-ți plac schimbările, răsturnările de situație bruște, atunci să știi că ai de vorbit, de discutat cu copilul tău interior. Ok. Ia cătă și activarea din partea sinelui tău superior.
îți aduce ceva nou, ai vezi, suflă așa peste tine să activeze ceva, să schimbe ceva în interiorul tău, să, pentru a te pune, da, pe o altă cale, pe o altă direcție. Ok, ce mai vedem? Ia că-te distracție, party, păi na, ținem în party și în luna ianuarie. Poate că ceea ce vine către tine îți cere, în unele cazuri, dar cere să, să alegi între partea aceasta de distracție, de, mă rog, visare, se spune, și așa mai departe, și o chestie serioasă. Este cumva, această energie este contrară sau diametral opusă energiei Capricornului, care este o energie determinată, este o energie foarte serioasă și nu prea are de-a face cu party. Ok, și vedem și cartea străbunilor tăi care sunt alături de tine. Ei se uită, te analizează, vor să te ajute să transformi ceva în interiorul tău, să ieși din perioada aceasta neagră pentru a merge către soare. Ok, mai este un mesaj legat de acest party. Pentru unii dintre voi este bine să fie să deveniți conștienți, sau dacă ați devenit conștienți, să faceți schimbarea, să nu mai să nu vă mai ascundeți anumite răni sufletești în spatele unor adicții, indiferent de natura lor. Am încheiat citatul. Acolo este de lucrat. Mergem mai departe cu mesajul din partea Doamnei Lună. Pentru voi, dragii mei Scorpion, meditează și contemplează luna nouă în Pești, scuzați. Meditează, contemplează, gândește-te care este visul tău, care este dorința ta. Și ia că te poate ceva nou începe, poate să fie pe parte de iubire, poate să fie pe parte de relații, da, de parteneriate, ceva nou începe, poate să fie ceva nou ce ți-ai dorit. Este, dacă vorbim despre iubire, poate să fie ceva nou care este cumva trimis, să zicem, de divinitate. A time for healing, perioadă de vindecare, în primul rând perioadă de conștientizare a ceea ce va ieși la suprafață în momentul în care lucrurile se răstoarnă, în momentul în care lucrurile își schimbă, să zicem, brusc direcția. Vezi cum te simți, vezi ce te deranjează, dacă te deranjează, și acolo lucrează, că acolo este bubița. Mergem mai departe, tot pe calea astrelor. Ok. Soarele în Taur vorbește despre aspecte bune legate de finanțe, aspecte bune legate de bani, poate chiar și o creștere pe parte financiară pentru unii dintre voi. Și iată, cu luna în Capricorn, am văzut energia Capricornului mai devreme, unii dintre voi veți realiza ceva important sau vi se va da ocazia să realizați ceva important, să ajungeți pe următorul pisc. Haide să-i spunem așa, sau chiar unii dintre voi să schimbați direcția în totalitate. 2-2-2-2 pe aceste două cărți, foarte, foarte frumos. Se pare că este de luat și o decizie acolo cu atât de mult de 2, cum îi vedem pe cele două cărți. Ok, fiecare va decide ce este mai bine pentru sine, foarte frumos, soarele în Leu. Sărbătorirea unei reușite pentru unii dintre voi, dragii mei, sărbătorirea unui eveniment important, că este reușită pe parte de carieră, că este o reușită pe parte de iubire, nici nu mai contează, cât de frumos, cu soarele în berbec, noi începuturi, sau vorbim despre sărbătorirea unei oportunități frumoase care vine către voi, e de bine. Important este să împaci și să vindeci copiluțul interior care ar avea cumva tendința să te oprească și să spună nu te duce, că nu se știe ce se întâmplă acolo. Nu, e rănit. E cumva datoria lui să facă lucrul acesta. Mergem mai departe cu mesajele din partea lui Osho și să vedem, da, renunțarea la fantomele trecutului, renunțarea la, mă rog, cât mai multe din maimuțele. Nu prea ai cum să renunți la ele, dar să le îmblânzești poți face lucrul acesta. Mai vedem aici acea tendință de a supraanaliza lucrurile, stau și mă gândesc și mă răzgândesc și așa mai departe, poftim și confirmarea cu conflictele mentale, că astea vin din rănile copilului interior, să ne înțelegem. El își face pe deplin datoria, aici este de lucrat, dacă vrei să te bucuri de acea realizare frumoasă, uite, și lovers, îndrăgostiții, și v-am spus, poate să fie vorba despre iubire, poate să fie vorba despre carieră. Poate unii dintre voi veți renunța la anumite relații, la anumite prietenii, la anumite colaborări, pentru că e prea mult, pentru că este prea mult stres, prea multă povară, prea multe conflicte mentale, și găsiți curajul, iată, să mergeți mai departe.
curajul, forța să vă îndepărtați de acolo și să reintrați în echilibrul vostru. N-ar fi rău să faceți lucrul acesta, evident. Ok, și vedem și treiul de bâte. Acum că unii dintre voi... Acum că unii dintre voi veți lua hotărârea să vă îndepărtați și să mergeți într-o altă direcție pentru că vreți să explorați ceva nou sau că vreți să mergeți într-o altă direcție pentru că este prea solicitant aici unde sunteți, indiferent de situația în care sunteți, sau este o aglomerare, să zicem așa, de persoane într-o relație, pentru că mi-atrage atenția, da, și această carte cu niște multe cucoane acolo, în fine, nu contează că-s cucoane, că-s cuconi. Unul din aceste motive poate exista și vă poate împinge pe unii dintre voi să mergeți într-o direcție opusă sau chiar să începeți ceva nou. Mergem cu Cupid Deck mai departe și să vedem, dragii mei, Scorpion, nu? Despre ce este vorba. Hai că s-o mai dres o țâră vocea, nu știu ce, Doamne, iartă-mă, are gâtuțul ăsta a meu, trebuie să am grijă de el, că asta este change. Ia că te schimbare, schimbare apare la orizont. Foarte frumos, dar o schimbare benefică, așa că spiritul îți spune, nu-ți fie teamă să iei hotărârea, nu-ți fie teamă să iei o decizie. Și Family Room cu numărul 21, cartea familiei, cumva cu o energie de arcană a lumii, poate acolo se încheie ceva, poate să fie și o relație cu un membru al familiei și să se încheie sau să treacă la un alt nivel, o să vadă fiecare în parte. Pentru alții dintre voi putem vorbi și despre schimbare de domiciliu, îmi spune spiritul, despre relocare, ocazia, șansa de a merge într-o altă direcție și a obține niște lucruri foarte frumoase, ia către veștile, comunicarea și mesajele care vor veni către voi. Pentru, în unele cazuri, pot fi și mesaje de inspirație divină, mi se spune. Și ia către și cartea ocupației, poate ți se oferă ocazia sau îți vine ideea să faci ceva pe cont propriu, să fie ceva făcut de mânuțele tale, care va da rezultate extraordinare. Și uite, și grijile le vedem aici, pe care tu ți le faci. Poate să fie și cineva care îți alimentează aceste temeri, aceste griji, dar în primul rând ele sunt pe fundamentul acela al copilului interior care încă nu este total vindecat. Bun, mergem cu, mai departe cu Lenormand și hai să vedem, hopa, despre ce este vorba. Și vedem cartea prieteniei, a loialității, dar vedem și cartea stelei, da, care apare ca și șansă, dar este o șansă destul de interesantă aici, pentru că este o șansă care apare în urma unei răsturnări de situație. Este acea binecuvântare mascată în, nu vreau să zic dezastru, că nu o să fie dezastru. Da, este ceva care pare într-un fel, și de fapt când stai și te gândești și analizezi lucrurile, a fost o binecuvântare pentru tine. Sper că face sens, e blessing in disguise, binecuvântări deghizate, să spunem așa, în limba engleză. Hope, ia că ceea ce ai dorit, ceea ce ai sperat, poate legat de iubire, poate legat de parteneriate, de carieră, vine către tine ca și ofertă și este o ofertă extraordinară cu un potențial extraordinar, spune spiritul. Ia să vedem ce avem aici, da, mesaje vin către voi, poate legate de acea ofertă, de acel parteneriat, poate fi vorba și despre încheierea unor contracte în unele cazuri. Pentru alții dintre voi, v-am spus, este șansa de a ieși, dintr-o situație, da, dintr-o situație bolnăvicioasă, poate chiar să fie și o boală în sine, da, și se găsește remediu și se întâmplă niște chestii, apar vindecări sau poate să fie o situație bolnăvicioasă și am zis da, pentru că vedem cartea noilor începuturi cu această fetiță, acest copilaș și cu numărul 13, moartea și transformarea, mesajul este cât se poate de clar. Mergem mai departe. Bun, perfect. La rădăcina primului pachet de tarot vedem șasele de bâte, care vorbește despre vești extraordinare, care, da, superb, care vin către tine. Vești pe care probabil le-ai așteptat, pentru că unii dintre voi, vedem cinciul de bâte, cartea diavolului, ați trecut printr-o perioadă greoaie, multe obstacole, energie saturniană, da, vedem aici obstacole și limitări care au toate șansele să se încheie în această lună ianuarie, dacă spui da acestui nou drum sau acestor oportunități.
Și iată, citirea voastră începe cu șasele de cupe. Hai să vedem ce este cu el. Poate să fie vorba de suflet de pereche, poate să fie vorba despre nostalgii, a te gândi acolo în trecut, treiul de cupe. Poate cineva din trecut se întoarce în unele cazuri și vă întâlniți, nu știu, la un party, la un ceai, la ce vă întâlniți voi acolo. Poate e cineva în zodie de foc, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de foc. Poate să fie și lucrul acesta. Și să-ți trimită mesaj că vine către tine. O să vedem. Treiul de săbii îl vedem aici, de desubt, da, 3, 3, 3, 2, 2, 2, ia câte multe secvențe numerice care se repetă. Unii dintre voi poate suferiți sau poate cineva suferă când se gândește la voi legat de trecut, ce ați împărțit, ce ați făcut, ce ați trăit împreună, la fel de bine cu treiul de cupe, poate și cu cartea turnului, poate să fie acea răsturnare de situație pentru că există acea aglomerare într-o aglomerație, pardon, într-o situație. În centrul citirii voastre vedem șasele de monede. 6, 6, 3, 3, 3, interesant. Și cu șasele de monede vorbim despre corectitudine. Ce dai, aia primești. 6, 6, 6, 3, 3, 3, ce să vă mai zic, și 2, 2, 2. Foarte interesantă citirea voastră. M-am înțeles de ce a vrut a doua oară. Și cartea îndrăgostiților, ia câte o vedem. O să lămurim noi fiecare carte în parte. Bun, și vedem și temperanța. Unii dintre voi poate aveți de-a face cu cineva în gemeni sau cineva în săgetător. Poate vorbim despre nevoia de echilibru sau așteptarea momentului perfect. Momentul perfect nu există, există doar momentul de aici și acum pe care tu îl poți face perfect sau nu. Uite și temerile, fricile voastre, dar cu chakra rădăcină. Aștept momentul perfect să mă mișc de aici. Nu, tu cauți scuze să nu te miști de acolo. Asta este cu totul altă poveste. Da, și cartea spânzuratului. Poate acum ai să vezi lucrurile altfel, ai să te vezi pe tine altfel, ai să înțelegi lucrurile într-o altă manieră, astfel încât să faci o schimbare. Poate și când vine vorba despre iubire să-ți schimbi tu acolo perspectiva, sau poate ai de-a face cu cineva în pești cu ascendent Venus, lună, nodul nord în pești, și poftim chakra inimii, o vedem aici, am văzut și îndrăgostiții. Ok, și vedem la rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot, doiul de monede. Nu știu dacă cineva jonglează cu două energii când vine vorba de iubire sau parteneriate, sau poate unii dintre voi încercați să vă mențineți echilibru pe parte financiară, dar am văzut că lucrurile aici se rezolvă. Why is the six of cups for my scorpions? Thank you, spirit. Și să vedem și lămuririle, dragii mei, despre ce este vorba. Ok, the ten of swords. Zecele de săbii îl vedem pe șasele de cupe. Acum, repet, fie că ați avut parte de, de un final brusc și cineva se gândește la lucrul acesta și îl analizează și supraanalizează, fie că este vorba despre voi, fie că urmează să se întâmple lucrul acesta, o să vadă fiecare în parte ceva acolo se întâmplă. Ok, treiul de cupe, pe treiul de cupe, foarte interesant, se dublează această energie și the two of wands, da, și doiul de, de bâte. Clar, cineva va trebui să ia o hotărâre între a rămâne într-o situație unde fie, nu neapărat că mai e o persoană în plus, că v-am zăpăcit cu asta, fie că persoana cealaltă este mult prea ocupată, fie că are prea multe vicii sau voi, nu știu, este ceva, o nebuloasă acolo pe care unii dintre voi veți hotărâ să o lăsați în spate pentru că vă scoate din zona de echilibru și se simte lucrul acesta. Sau poate altcineva ia hotărârea să facă lucrul ăsta, the five of wands. Și vedem cinciul de bâte. Cinciul de bâte vorbește și despre conflicte interioare, dar vorbește și despre ego, mai ales că îl vedem pe această carte a plexului solar. Poate că există aceste bătălii interioare din cauza lipsei curajului de a ieși dintr-o anumită situație. Poate să fie că de-aia ți-a și spus, lucrează cu acel copil interior, vezi despre ce este vorba și vindecă-l. Da, și ia că regina de cupe o vedem cu inima sfâșiată aici. Of, Doamne, Doamne, este ceva legat de emoții, cineva v-a lovit acolo la corazon. Bun, și vedem că lucrurile capătă viteză, vedem că unii dintre voi veți primi niște vești legate de bani, poate sunt niște vești pe care... Nu că nu vă aștepta să le primiți, dar poate le-ați lăsat acolo undeva în colțul minții voastre, cine știe când vine, cine știe când se manifestă, și uite că vine, uite că se manifestă niște treburi, da, legate de a primi ceva. Că sunt bunuri materiale, că sunt bani, că sunt alte treburi.
Dar la fel de bine, iată, vine și o ofertă de iubire, cupajul acesta de cupe pe cartea îndrăgostiților și poate atunci va trebui să luați voi o hotărâre și să vedeți încotro vă duceți. Treiul de bâte din nou apare, da? Îți spune spiritul, poate a venit momentul să te uiți dincolo de linia orizontului. Poate a venit momentul să lași tot calabalâcul acesta în spate, pentru că îl vedem, este o povară, și să te uiți tu către ceva cu totul și cu totul nou. Și vedem regele acesta de monede, da, pe chakra sacrală, sacrală, doamnă, pe chakra rădăcină. Poate să reprezinte și figura paternă, da, și pot fi niște problemuțe legate de ideea sau, mă rog, de figura tatălui în copilărie. La fel de bine ne poate arăta teama de a pleca dintr-o zonă de confort. De ce? Din cauza, nu știu, teama de a nu pierde ceva. Bunuri materiale și chestii de genul acesta. Stabilitatea materială. Uite, mă ajută spiritul că mă vede că mă... pe aici. Ok. Nu vă fie teamă. Oh, ok. Marea preoteasă o vedem aici pe cartea spânzuratului. Da? Ascultă-ți intuiția, ascultă comunicarea care vine din partea spiritului. Repet, energia peștilor este destul de puternică aici, poate aveți de-a face cu cineva în pești, poate vă veți da seama că ați trăit într-o iluzie până în momentul de față, ați întreținut-o, să ne înțelegem. Bun, și vedem și pajul acesta de săbii, faptul că se clarifică ceva. Până la urmă, stai, te consulți tu cu spiritul, cu cine te consulți și spui, gata, am luat o hotărâre, știu ce anume am de făcut, poate în legătură cu un parteneriat, poate în legătură cu o căsnicie, poate în legătură cu credințele tale, ok, sau cu valorile tale, ceva se schimbă, ceva se schimbă brusc din ceea ce vedem și te pune pe acel drum nou. Hai să vedem și mesajele, oh, wow, wow, din amorul ghebos, mamă ce s-a dus și nici nu știu unde s-a dus. Notula-i, Doamne, stai așa că trebuie să văd pe unde-i cartea. Serios, deci nu vă găsesc, incredibil ce se întâmplă, fie. True love, iată-te, dragostea adevărată, ne spune aici. Poate apare ceva nou, că am văzut cu luna nouă. Măi, oameni buni, nu. Cartea voastră a dispărut. Nu a fost să fie pentru voi, o să o găsesc. Este incredibilă ce se întâmplă la Scorpion. Poate apare ceva nou, ca să spun, am văzut energia de lună nouă în balanță acolo și spune, este dragoste adevărată, merită să explorezi lucrul acesta, dar dă-ți voie să renunți la control, la a-ți controla emoțiile sau la a controla o situație. Dă-ți voie să renunți la control și lasă această situație să decurgă în mod natural. Iubește-te în primul rând pe tine, da, și copiluțul ăla interior, că nu degeaba a ieșit el la înaintare. Iubește-te și de-abia atunci poți să primești iubirea în viața ta. Dă-ți voie să te deschizi, să-ți deschizi sufletul și să lași să cânte de bucurie și de pasiune. Hai să vedem și din Baby Amor Ghebos. Deci știți că pe mine mă obsedează acum unde s-a dus cartea aia. S-a dus, se ascunde de mine. Hai să vedem, tell me more. Ok, signs and clues, iată-te, semne și indicii, spune spiritul. The universe is talking to you, universul. Universul comunică cu tine, că de-aia ți-a și spus, și cu luna în pești și cu marea preoteasă. Uită-te după semne, ascultă semnele și nu le mai ignora. Self-love, uite cât de importantă este iubirea de sine. Dă-i cu iubire de sine, ai grijă de copilul interior, explică-i că nu mai are vârsta aceea, fă ceea ce este de făcut, sunt multe tehnici de lucrat cu copilul interior. Ok, și vedem când vine vorba de această nouă energie, această nouă persoană, limbajul iubirii este quality time. Îi place să stea împreună cu persoana iubită, să facă activități împreună, așa își arată această persoană iubirea, așa înțelege iubirea, ăsta este limbajul iubirii. Sau poate este al tău, cine știe, poate este comun, Doamne ajută, inshallah. A gift, ia că te un dar, un cadou vei primi, poate chiar prezența acestei persoane sau un alt fel de cadou, primește-l cu brațele deschise, spune spiritul. Bun, și haideți să vedem și de aici câteva mesaje pentru voi, dragii mei. Da, mai aveți foarte puțin până la încheierea unui capitol din viața voastră, vedem că se apropie și uite binecuvântările care vor să vină după această încheiere. De tine depinde dacă treci de linia de finish, am zis bine,
Dacă fac saltul în necunoscut, uite ce te așteaptă, happy, happy, da, fericire, împlinire, atingerea acestor dorințe, stele pe care tu le-ai plasat acum ceva timp în univers. Uite, trifoiul cu patru foi, care vorbește despre șanse extraordinare. Atenție la cum te va ghida spiritul în această lună. Vor fi tot felul de semne, tot felul de indicii, fii atent și crede în ele, nu le ignora, este extrem de important să faci lucrul acesta. Hai să vedem și niște mesaje din partea îngerilor. O să vedem noi și niște, cum se numesc, alte încurajări și alte sfaturi. Că nu vreau, mă, căutam cuvântul, era rotița, sfaturi din partea îngerilor. Nu îngerilor, mă. Cum se numește, mă? Zâne, mă. Maia, ok. Maia vorbește despre școlarizare, despre a învăța ceva nou. Poate unii dintre voi vă gândiți să faceți niște cursuri pentru a face ceva voi, da? Pe persoană fizică și să iasă foarte, foarte frumos. Sau începe școala, începe sesiunea, nu, asta este. Maia spune, fă lucrul acesta că va fi bun pentru tine. Căluțul mistic care îți spune, nu renunța, du-te mai departe, așteaptă-te la soluții miraculoase. Și hai să mai vedem, am vrut încă unul, de uite, două. Îngerul căsătoriilor, Daniel, este alături de unii dintre voi în această lună și vă asistă. Și Aurora care îți spune, nu contează ce se întâmplă în jurul tău, că vine turnul, că vine furtuna, că tătătă. Tu păstrează-ți vibrația cât mai sus pentru că vei reuși și vei fi dat exemplu pozitiv, evident, după ce toate aceste lucruri se așează. Hai să vedem un sfat și de aici, după care vom vedea indiciile pentru restul anului. Remember to practice self-love. Adu-ți aminte să ai grijă de tine. Adu-ți aminte că și tu existi în ecuația vieții tale, spune spiritul, că în unele cazuri se pare că ai uitat. Ah, ok. Și uite cât de frumos părăsește turnul acesta și își dă voie să zboare, dacă acel nebun, și spune, vei realiza că n-ai avut niciodată nevoie de acele aripi pentru a zbura. Ai avut nevoie doar de încredere în propria ta persoană. Release your guilt. Eliberează-te de vinovăție. Da? Ți-a spus exact unde să lucrezi cu copilul tău interior. Hai să vedem și indiciile din ceaunică mititică de prăjitorică pentru la anul 2024, dragii mei scorpioni. Ok, inspirație, foarte frumos, inspirație divină, călăuzire divină, de-aia v-am spus, atenție la ce semne vi se transmit. Ok, aici scrie invidie, să nu fiți voi invidioși, că asta provine din neîncredere în propria persoană, dacă sunt alții invidioși pe voi, noi e fix problema lor. Capricorn, na, poate vă invidiază cineva în Capricorn să se ducă la ștevie. Nu știu dacă Capricornul mănâncă ștevie sau nu, dar putea să înceapă. Și mai avem, na, Scorpion. Asta este. Să vină Scorpionul să facă treaba frumoasă acolo în viața sa, că știe să facă lucrul acesta. Uite și succes, foarte fain, foarte frumos. Haideți să vedem și câteva zdrângănele, trâncănele din partea Minionului pentru anul 2024. Și începem cu o cheia sol. Poate muzica este importantă pentru voi în această lună sau poate un eveniment important unde se va fi și muzică. Va fi undeva vara atunci când sunt cireșe. Cireșe de mai? Poate să fie și ceva în mai. Și a cătășitură fel, poate sunt niște șansonete de-astea. Mergeți undeva în Paris, nu știu dacă neapărat în luna mai, dar voi puteți să mergeți, că nu e nicio problemă. Mai avem și pisica, da? Și pisica vorbește despre, în primul rând, despre iubire de sine. Vine și vorbește aici, nu vrea să-mi spună altceva. Uite și protecția pe care o aveți în acest an, dar și antena, da, care este super, super activă și comunicarea cu spiritul de asemenea. Și 10 monede, vedem bănuți, vedem abundență în primul și în primul rând și am văzut-o și acolo și litera E. Poate cineva cu litera E va juca un rol important pentru voi în acest an.
Dragii mei scorpioni, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna ianuarie 2024 și puțin așa din restul anului. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept bineînțeles comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!